Doamne ajută, că suntem împreună și în seara aceasta, în săptămâna patimilor, am intrat în Sfânta și Marea Joi, o zi binecuvântată de Dumnezeu cu multe evenimente frumoase, importante și momente dureroase din punct de vedere creștinesc. Și o să vorbim despre lucrul acesta în seara aceasta. Văd că sunteți numeroși. Mă bucur că suntem împreună, repet, și o să spunem o rugăciune, după care să vorbim puțin despre săptămâna aceasta, despre săptămâna patimilor. Și vom accentua câteva evenimente din zilele acestea și în special ziua de joi din săptămâna mare sau săptămâna patimilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să ne ajute și încep direct în subiectul pe care vi l-am anunțat. În această săptămână binecuvântată de Dumnezeu pentru noi, deși în aceste zile trăim într-un oarecare fel depărtare a unii de alții, totuși suntem aproape prin rugăciune, prin altarele pe care fiecare dintre noi le-am făcut la casele noastre, prin faptul că participăm împreună, deși la o distanță mare unii de alții, dar repet, suntem aproape și aș dori să fim și mai aproape de Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, vom vorbi despre fiecare din zilele acestei săptămâni. Am vorbit duminica trecută despre duminica intrării Domnului nostru în Ierusalim și se pare că numărul vizualizărilor și a celor care ascultă predica și ceea ce am spus, care nu-i învățătura noastră,
A fost foarte urmărită, s-a depășit, cred că, 3600 de vizualizări. Și o să continuăm să vorbim despre Dumnezeu și despre mântuirea noastră. În fiecare zi din această săptămână a patimilor, noi nu numim ziua luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, ci noi spunem lunea cea mare, marțea cea mare, miercurea cea mare și așa mai departe. Și fiecare luni, lunea mare, are o sărbătoare, are o amintire, o pomenire. De aceea o să vorbim pe zile despre evenimentele petrecute pe de o parte, iar pe de altă parte despre pe cine pomenim în biserică în aceste zile, în săptămâna patimilor. În lunea cea mare, noi facem pomenirea fericitului Iosif, patriarhul Vechiului Testament, care a fost vândut pentru 30 de arginți de către frați și care știm că a ajuns rob în Egipt, unde de fapt el va salva pe frații lui, 11 la număr, în total erau 12, și îi ajută pe aceștia să scape de foamete. Ne amintim problemele și istoria din Vechiul Testament. De aceea îl pomenim pe Iosif în ziua de lunea mare, pentru că el este chipul lui Hristos. M-am gândit să vorbim în zilele acestea și să legăm evenimentele din Vechiul Testament cu cele din Noul Testament. Iosif este chipul lui Hristos și a fost și el vândut pe 30 de arginți. Și vom vorbi mai târziu cine a mai fost care a vândut pe 30 de arginți și pe învățător. Și facem pomenire în ziua de luni și de smochinul acela fără roade pe care Domnul l-a uscat. Și mulți dintre dumneavoastră deja ați văzut icoanele, v-am trimis ca fiecare să aveți icoana zilei respective în casele dumneavoastră, fie pe telefon, fie pe ordinator, fie unii chiar ați reușit să imprimați. Și m-am bucurat să văd că aveți icoanele zilelor pe care le petrecem și pe care le-am petrecut. Din punct de vedere al evenimentelor care ni se relatează în Sfânta Scriptură, știm că duminică seara Mântuitorul se retrage împreună cu ucenicii din templu în grădina Ghețiman, rămânând acolo la odihnă și la rugăciune. În dimineața zilei de luni, împreună cu apostolii, se îndreaptă spre Ierusalim, pe cetate. Și acolo, în calea lor, ei întâlnesc un smochin, pe care Mântuitorul, văzând că nu are rod, fiind sterp, îl blestemă. Și în chip simbolic, Mântuitorul ne învață că sărăcia de fapte bune este orice vreme aducătoare de osândă. Frunzele simbolizează viața plină de vorbe, de cuvinte, dar care nu are fapte. Mântuitorul a cunoscut lipsa faptelor bune, mai ales la poporul evreu, care avea totuși pretenția că este poporul ales. De aceea, fiecare dintre noi să avem grijă la ceea ce spunem și mai ales la faptele noastre. Să ne fie vorba, după cum ne este și viața, spunea un părinte. Tot în legătură cu blestemarea aceasta a smochinului, ar fi bine să poposim puțin,
să spunem că Mântuitorul niciodată nu și-a arătat în fața oamenilor duritatea și severitatea, ci dimpotrivă tot timpul i-a binecuvântat pe bolnavi, pe ori, pe șchiopi, pe acel tânăr din Nain, pe fica lui Iair, i-a înviat, l-a înviat pe Lazar. Deci a făcut bine pe timpul celor 3 ani și jumătate de activitate pământească. Însă dorește totuși să ne atragă atenția asupra unui fapt foarte important, că așa cum a blestemat smochinul acela și l-a făcut să se usuce, tot așa și noi, dacă nu vom fi atenți la faptele noastre, la vorbele noastre, vă spuneam acum 2 minute, să ne fie vorba precum ne sunt faptele. Deci dacă nu vom reuși să împlinim poruncile lui Dumnezeu, vom suferi și noi așa cum s-a întâmplat cu acest smochin neroditor. Continuăm despre ziua de luni și știm că Mântuitorul a mers până la templu, dar acolo a văzut în curtea templului că nu era ceea ce se cuvenea, ci era doar era piață, era orice, numai loc de rugăciune, nu. Acolo veneau tot felul de vânzători și pe lângă faptul că se vindeau și se cumpărau darurile care se aduceau la templu, la altar, se vindeau și alte felurite mărfuri și veneau pelerini din foarte multe țări și nu aduceau doar pentru templu ceea ce ar fi cumpărat eventual evrei ca să dea darul și ce se cuvenea templului, ci unii dornici de câștig, pentru că tot timpul le plăcea să aibă un comerț bogat și să scoată mult profit, au început să facă înșelătorie, să mintă, și toate acestea se făceau chiar cu știrea celor de la templu. Și era o mare suferință din cauza aceasta în acea intrare, în acea curte de la templu. Văzând acestea, Mântuitorul se supără, se mânie, chiar citim în Sfânta Scriptură, atât de tare încât îi scoate pe toți afară cu biciuri. Deci dacă îl vedem până acum pe Mântuitorul că săvârșește minuni nenumărate, acum iată ce spune, dacă reușim și reușiți să citiți în Sfânta Scriptură, în Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, acolo veți vedea ce spune Mântuitorul, așa, cu ceartă. Casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Arhiereii și toți cei care erau acolo, probabil în seara aceasta nu vom reuși să vorbim despre toate categoriile arhiereii, farisei, cărturarii, zeloții, rovienii. Probabil nu vom reuși, vom vedea și în funcție de timpul care ne va mai rămâne la dispoziție, eventual, sau dacă sunt întrebări după aceea. Însă toți cei care erau la templu s-au mâniat pe Iisus, pentru că le-a stricat buna, adică în ghilimele spunem, buna lor rânduială, și au căutat să-l omoare. Noi știm că acest gând al uciderii lui Iisus era de mult pus în planul lor, apoi se înfiripează și prinde adepți odată cu învierea lui Lazar, pentru că ne spune Sfânta Scriptură, oamenii nu mai ascultau pe cei de la templu, ci toți așteptau și ascultau de cuvântul Mântuitorului.
De aceea toți îl condamnă și doresc moartea, toți cei care erau conducătorii farisei, arhierei templului. Dar îi trebuiau să găsească un motiv foarte, foarte mic, ceva ca să-l poată acuza, și atunci au început fiecare să-l provoace la tot felul de discuții. Veneau câteodată, erau trimiși de la templu ca să-i pună câte o întrebare și vreau să-l prindă și împotriva legii evreiești, știm care era legea evreiască, și împotriva orânduielii, care era acolo în Țara Sfântă, erau romanii care conduceau, iar și era provincie romană. De aceea el este întrebat, este ispitit Iisus, cu ce putere faci ceea ce tu faci? Și cine ți-a dat ție această putere? Deci atât cu ce curaj au venit fariseii să-l întrebe pe Mântuitorul, cu ce putere faci tu aceasta? Iar Mântuitorul, bineînțeles că era liniștit, era în rugăciune și le pune o altă întrebare. Le răspunde printr-o întrebare. Botezul lui Ioan, de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Și atunci, cât ar fi fost ei de vicleni sau de prefăcuți, se gândeau în inima lor, dacă vom zice din cer, atunci Iisus le va spune, de ce nu ați crezut în Ioan Botezătorul? Dacă vor spune că Ioan e de la oameni, atunci poporul, știm că îl considera pe Ioan ca un proroc și veneau toți și îl căutau. Și atunci nu știau care din cele două răspunsuri să aleagă, ca să nu puteau să zică nicio minciună, și atunci nu i-au răspuns, a spus că nu știu. Iar Mântuitorul atunci le răspunde, atunci nici eu nu vă răspund la ceea ce m-ați întrebat. Deci, vedeți în ce tensiune căutau fariseii și arhiereii să-l atragă pe Mântuitorul Iisus Hristos. În ziua de luni, Mântuitorul le mai spune și câteva pilde, pentru că Mântuitorul vroia neapărat să arate oamenilor anumite adevăruri, însă nu le putea vorbi în mod direct. Iar apoi, seara, știm că se retrage din nou în grădina Ghețimanii. Grădina Ghețimanii o numim așa, specific încă de acum, pentru că acolo era o presă de ulei, erau foarte mulți măslini, și Ghețiman vine de la presă de ulei. Și nu este aleasă la întâmplare această grădină, unde Mântuitorul mai târziu va suferi și vom vorbi despre lucrul acesta mai peste 20 de minute, când vom ajunge la ziua de Joia Mare. Deci, iată câteva cuvinte despre ziua de luni, dar vă îndemn și vă rog și vă sfătuiesc să citiți din Sfânta Scriptură, începând cu capitolele 21, 20, 21, 22, până la sfârșit, să citiți de la Sfinții Evangheliști ultimele capitole care relatează cele mai importante momente pe care Mântuitorul le trăiește și pildele pe care le spune mulțimii. Apoi, trecând de la următoarea zi, v-am mai spus lucrul acesta și când am fost la biserică, vorbind despre Marța cea Mare, noi facem pomenirea celor 10 fecioare din parabolă. Punem că 5
ne spune parabola că cinci dintre fecioare erau înțelepte, iar cinci erau nebune sau neînțelepte și ne relatează Evanghelia cum unele s-au îngrijit ca să fie ulei în candele, iar celelalte nu s-au îngrijit să fie candele, să fie ulei în candelele lor și candelele celor cinci fecioare nebune s-au stins și când s-au trezit, a venit stăpânul, iar ele nu mai aveau ulei în candelele lor. Ce ne învață această parabolă? Ne vorbește de credință, ne vorbește despre faptele bune și despre milostenie, la care noi suntem chemați permanent, în fiecare clipă a vieții noastre. Iar aceste cinci fecioare nebune nu aveau milostenia necesară pentru a fi lângă mire. Iar noi știm că în această parabolă, mirele nu este altcineva decât Iisus Hristos. Și noi, și eu sper că dumneavoastră anul acesta sunteți cu mult mai pregătiți și mai aproape de Mântuitorul, de Stăpânul nostru, de Iisus Hristos, prin faptul că am avut poate mai mult timp să ne gândim, să ne rugăm, să medităm la sensul vieții. Și repet, în trei cuvinte, credință, fapte bune și milostenie. Iată ceea ce se sublinează în ziua de marți. Apoi, din punct de vedere al evenimentelor petrecute în ziua zilei de marți, marța cea mare, cum o numim, și tot timpul voi spune lucrul acesta. Știm că Mântuitorul, după ce se odihnește seara în Ghețimani, se întoarce în templu, la templu. A trecut Valea Cedrilor, dacă vă amintiți cei care ați fost împreună cu mine în pelerinaj în Țara Sfântă și dacă Bunul Dumnezeu va rândui, ne vom duce din nou în luna decembrie, după cum am anunțat deja. De ce Mântuitorul trebuia să iasă în fiecare zi din cetate, din cetatea Ierusalimului? Pentru că nu era cetățean al Ierusalimului. El era galilean, era din Galileea. Știți doar ce s-a întâmplat, că a trăit în Nazaret, dar acolo nu l-au iubit cei cu care el a crescut și au vrut să-l arunce peste un deal care era acolo la Nazaret, lângă sinagogă, când el a citit din prorocia lui Isaia, Duhul Domnului este peste mine, iar apoi a terminat spunând, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Și atunci s-au supărat și atunci Mântuitorul pleacă trecând prin Cana și merge și locuiește în Capernaum. Acolo știm că a locuit în casa lui Petru. De aceea, la un moment dat, noi avem și în rugăciunile de la biserică, de la liturghie, de la slujbele noastre, avem vindecarea soacrelui Petru. Adică a locuit în casă cu Petru. Și știm lucrul acesta în mai multe locuri din Sfânta Scriptură. Vin cei, fac o paranteză acum, vin cei din Galileea să ceară impozitele și știm cum strângeau ei impozitele, doar v-am povestit zilele trecute despre Zaheu, care strângea până la de 4 ori cât s-ar fi cuvenit pentru că nu înregistrau nimic. Și venind să ceară impozit, ei, Mântuitorul nu avea ce să dea și îi spune lui Petru să mergi să arunci mreaja și vei prinde un pești, acolo în gura lui vei găsi un banc cu care vei plăti impozitul pentru casa noastră, pentru locuința noastră. Am închis paranteza. Deci, Mântuitorul, fiind cetățean și fiind galilean, din Galileea, nu putea dormi noaptea în cetatea Ierusalimului. Și atunci, în fiecare seară și în fiecare dimineață, trecea peste acest râu al
cedrilor. Mulțimile, cei care erau locuitori, stăteau noaptea în cetate, iar ceilalți dormeau noaptea în împrejurim. Dar dimineața, pentru că se apropiau Paștile evreiești și toți evrei, aveau această obligație de a merge măcar o dată pe an la templu, la Ierusalim. Și ne amintim, deschid o altă paranteză, cum la 12 ani și Iisus, fiind copil, vine împreună cu părinții. Și ne spune și atunci Sfântul Evanghelist Luca, a stat mai mulți ani, mai multe zile, mă iertați, a stat mai multe zile în, acolo la templu, și când s-au întors dreptul Iosif și cu Fecioara Maria, crezând că Iisus este în grupul mare cu care ei veniseră, și-au dat seama doar după o zi că Iisus nu era cu ei, ci rămăsese în templu. Deci ne arată că evreii aveau acest obicei de a sta câteva zile și aveau acest obicei de a discuta, de a vorbi, de a se închina, de a aduce jertfe și apoi se întorceau la casele lor. În fiecare an, măcar o dată, evreii mergeau la templu. Deci, iată, revenim la ziua de marți, marța cea mare, Mântuitorul se întoarce la templu și, bineînțeles, mulțimile, oamenii îl așteptau cu drag pentru a-i asculta cuvintele pe care le sorbeau, care ajungeau până în cele mai adânci cotloane ale sufletului și doreau să se folosească de învățătura a lui. Dar în această zi, cuvântările și pildele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le spune sunt întrerupte de mai multe ori, cam zicem noi de 2-3 ori, pentru că au venit cei care îl urau și care căutau motiv să-l ucidă și încearcă să-i găsească vină ca să-l acuze și să-l omoare. Au venit și irodienii, sper să aveți răbdare în seara aceasta, dacă văd că sunteți atât de numeroși și tot mai numeroși, o să vorbim pe îndelete. Deci vin în primul rând irodienii, cei care erau un partid apropiat stăpânirii, dacă am putea folosi cuvinte din ziua de azi, și care erau foarte aproape de romani. Iar poporul era nemulțumit de tributul ce trebuia să-l dea stăpânirii romane și atunci, bineînțeles, că irodienii care erau apropiați și slugarnici romanilor nu erau apreciați de evrei. În templu, în fața întregului popor, mulțime multă de popor, lui Iisus încep să-i se pună întrebări. Unele întrebări grele, unele întrebări viclene, pentru ca orice răspuns ar fi dat, el să fie acuzat. Și atunci irodienii îl întreabă pe Mântuitorul ce se cuvine oare să dăm dajdie cezarului sau nu, adică impozitele acestea. Iar Mântuitorul, liniștit, le răspunde, dați-mi un ban. Și atunci îi întreabă, vedeți, le răspunde tot cu o întrebare, așa cum le răspunse și în cealaltă zi. Ale cui inscripții sunt pe acest ban? Iar irodienii spun ale cezarului, la care Mântuitorul le răspunde, știm și știți acest cuvânt cu toți, cred, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce se cuvine lui Dumnezeu. Adică, cumva, să ne facem și noi datoria față de Dumnezeu. Noi suntem trup și sufletul, dar
cu trupul noi aparținem de lumea aceasta, de stăpânirea aceasta lumească, dar sufletul, cu sufletul îi aparținem lui Dumnezeu. Și iată, vom vorbi și despre Saduchei, dar iată irodienii cum au plecat și cum s-au întors fără ca să găsească pricină ca să-L acuze pe Învățătorul, pe Iisus Hristos, să-L acuze și să-L condamne mai apoi la moarte. Deci nu i-au găsit vină. Mai apoi apar și Saduchei. Dar și scris, să mă întrebați cine sunt, Saduchei era un alt fel de partid politic, dar era mai mult, din punct de vedere religios. Ei nu credeau în învierea morților. Asta era ceva teribil, pentru că avem multe exemple încă din Vechiul Testament a oamenilor pe care, drepți pe care Vechiul Testament îi pomenește, care aveau această credință în învierea morților. Și ei erau vădit adversarii Mântuitorului. Și apare unul dintre Saduchei, acolo în mijlocul mulțimii, unde Învățătorul vorbea mulțimii și le vorbea prin pilde, și cineva începe cu următoarea întrebare. A cui soție va fi, după învierea morților, o femeie care a trăit succesiv cu 7 frați? Deci vedeți ce întrebare primește Mântuitorul. O întrebare care n-ar avea loc, pentru că ei nu credeau în învierea morților. Totuși, îi se pune această întrebare. Și acum ar trebui puțin să vorbim despre cum era legea leviratului la evrei. Ne punem și noi întrebarea, cum adică o femeie să trăiască cu 7 bărbați, ceva foarte grav. Dar la evrei această situație ar fi putut fi posibilă, pentru că la evrei, atunci când un bărbat murea fără ca să fie avut urmaș, fratele care urma era obligat prin legea pe care evreii au primit-o în timpul lui Moise și apoi, după, prin legea Vechiului Testament, al următorul frate trebuia să-i perpetueze neamul și să se căsătorească cu cumnata, am putea spune, care rămăsese văduvă. Și așa până la al 7-lea, dacă s-ar fi întâmplat să moară fiecare din cei 6 frați și să nu aibă un urmaș. Și iată ce le răspunde Mântuitorul. Observăm că aici Mântuitorul le vorbește liniștit, le vorbește chiar despre înviere. Iată ce frumos ne spune tot Sfântul Evanghelist, Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 22, ne spune că la înviere oamenii nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Erau mulți acolo în apropierea Mântuitorului și a Învățătorului care s-au bucurat de acest cuvânt, de acest răspuns, am putea spune foarte înțelept, și au început oamenii să se bucure, pentru că i-au pus pe Saduchei în încurcătură. Și atunci chiar era alt partid despre care o să vorbim mai târziu, fariseii, imediat au început să laude pe Mântuitor. Vedeți, partidele politice, cum erau în vremea Mântuitorului, poate seamănă un pic și cu cele din ziua de astăzi, nu știu, că eu neavând televizor, nu știu cum ce se întâmplă și fiecare cum vorbește. Pe noi, deschid o mică, scurtă paranteză, pe noi ne interesează noi, personal, relația noastră personală cu Dumnezeu și apoi dacă reușim să ajutăm și pe cei din jurul nostru. Ar fi prea ușor ca să judecăm pe ceilalți și să ne considerăm noi sfinți, dar noi
să fim departe de realitate și de Dumnezeu. Am închis scurta paranteză. Și iată că unul din farisei spune Mântuitorului, da, foarte bine, învățătorule, ce bun răspuns le-ai dat. Vedeți? Tot așa cineva care nu fusese întrebat, nu din mulțime, un fariseu răspunde în contra saducheilor care primiseră acel răspuns la înviere, oamenii nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Pentru că am vorbit de cea a doua întrerupere pe care Mântuitorul o suferă și pe care o primește, dar la care răspunde pe măsură. Vorbim acum despre farisei, o altă, alți adversari ai Mântuitorului, care se așteptau, erau și ei acolo de față, clar, erau toți adunați, dar nu se așteptau să primească asemenea răspunsuri la acele ispite sau la acele provocări venite și din partea erodienilor și din partea saducheilor. Și atunci, pentru că ei erau cunoscători ai Vechiului Testament și a legii, știm că legea mozaică spunea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, adică să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Pe ei interesa, pe farisei, mai ales legea. Despre lege au vrut farisei să-l ispitească pe Mântuitorul și ce au spus? Învățătorule, spune-ne nouă care este cea mai mare poruncă din lege. Păi nu, acum să știți dumneavoastră că farisei aceștia nu erau numai la templu. Îl cam urmăreau și vreau să găsească pricină lui Iisus să-l acuze, să-l condamne cu mult timp înainte. Și vedeți că vine un tânăr bogat în fața Mântuitorului și spune învățătorule, ce să fac să moștenez viața veșnică? Spune, du-te și vinde toate averile tale și apoi vină și urmează mie. Îi spune, și cine este aproapele meu? Și relatează acea întâmplare, acea parabolă care mie îmi place cel mai mult, cu samarineanul milostiv care unge rănile celui căzut între tâlhari. Și răspunde altuia care era foarte bogat, văzând acesta că Mântuitorul îi spune, păzește poruncile. Iar el îi răspunde, din tinerețe am păzit poruncile. Adică despre ceea ce vorbim noi acum, cele 10 porunci, legea, rânduiala, ceea ce trebuiau să facă ei la templu, să meargă să se închine, să aducă jertfă, dar Mântuitorul îi răspunde ceva care l-a dat gata, care l-a blocat total. Doar un singur lucru îți mai lipsește, îi spune acelui tânăr bogat. Du-te, vinde averea ta și apoi vino și îmi urmează mie. Deci vedeți, cuvântul Mântuitorului putea fi blând, adică să ungă, așa cum samarineanul milostiv, care de fapt reprezintă pe Mântuitorul, care unge rănile și bubele și bolile noastre, dar pe de altă parte este și categoric cu adevărul pe care unii trebuiau să-l îndeplinească. Adică acel tânăr ținea legea, dar nu era departe de Dumnezeu, pentru că nu se putea lipsi sau îndepărta nu se putea lipsi de bogăție. Și atunci, ce răspunde Mântuitorul la această întrebare? Care este cea mai mare poruncă din lege? Iar Domnul le răspunde, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare poruncă. Iar a doua este asemenea cu prima. Atenție! Ceva teribil aici în acest cuvânt al Mântuitorului. Iar a doua, asemenea acestea, adică a doua, nu pentru că e a doua, e mai puțin important. Îi spune, iar a doua, asemenea acestea este.
să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Citiți capitolul 22 de la Sfântul Evanghelist Matei și veți găsi lucruri incredibil de frumoase. Deci iată cum pune Mântuitorul această poruncă de a iubi pe Dumnezeu, dar nu separă iubirea de Dumnezeu de iubirea aproapelui, cum poate câteodată ni se întâmplă și nouă, și nouă preoților și credincioșilor, să spunem că iubim pe Dumnezeu și avem poate ceartă sau ură cu vreun semen sau cu vreun preot sau cu vreun creștin sau chiar cu părinți, cu frați și doar știm că avem acest cuvânt pe care mi-l spun și Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, cum putem noi spune că iubim pe Dumnezeu pe care noi nu l-am văzut, dar pe oameni să-i urâm, pe oameni pe care noi îi vedem în fiecare zi și în fiecare clipă din viața noastră. De aceea pune cele două porunci la aceeași înălțime. Iubim pe Domnul Dumnezeu nostru din toată inima noastră. Aceasta poruncă este și pentru noi, nu doar pentru farisei care l-au ispitit pe Mântuitor. Iar pe aproapele ca pe noi înșine. Ce frumos ne spune și înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif și părinții slujitori ai bisericilor să nu ne iubim pe noi înșine mai mult decât pe celălalt. Ne spunea nu doar, zicea și doamna psiholog Elena, să nu îl iubesc pe eu, adică pe mine. Adică eu nu mă căsătoresc cu eu, ci eu mă căsătoresc cu soția mea pe care trebuie să o iubesc. Prin dragostea mea să-i acoper neputințele și ea, prin dragostea ei să-mi acopere neputințele și, de fapt, dragostea aceasta să crească. Pentru că și un vlăstar, când e tânăr, are și el tot felul de nevoi. Vine vânt puternic și poate fi doborât vlăstarul. De aceea e nevoie de multă sevă, de multă apă, de mult adevăr, de multă căldură. Așa e și în viețile noastre, în familiile noastre. Am deschis o mică paranteză aici. Așa este și în viețile noastre să încadrăm viața de familie în poruncile acestea. A iubi pe Dumnezeu și pe semenul de lângă noi ca pe noi înșine. Și începem cu semenul de la soția noastră, de la părinții noștri, de la copiii noștri, de la frații noștri. Lărgim acest cerc, nu doar la un metru distanță, cum spun cei de astăzi, că nu avem voie să ne apropiem mai mult de un metru unii de alții, ci ne apropiem cât mai mult și cât mai puternic prin rugăciune, prin trăirea aceasta intensă, interioară, de frații noștri și care sunt, nu ne sunt rudenii și pe care îi cunoaștem doar din biserică sau pe unii îi cunoaștem văzându-i la emisiuni frumoase, religioase, eu știu, unii care cântă și lărgim grupul acesta iubirii la cel care m-a supărat, la cel care mi-a greșit, la cel cu care cândva, acum 10 ani, am avut o problemă cu el, lărgim această dragoste. Deci, iată, revenind la subiectul zilei de astăzi, la toate aceste întrebări pe care au venit irodienii, saducheii și fariseii să le pună, Mântuitorul răspunde înaintea mulțimii, cu voce tare, ca să audă fiecare, și dă pe față intenția rea pe care fiecare a arătat-o în mod ascuns și mustră. Și apoi le spune celor care erau prezenți trei pilde și vă îndemn din nou să citiți Sfânta Scriptură, le spune pilda celor trimiși în vie, despre lucrătorii răi din vie și apoi chemarea la nunta fiului de împărat. Dacă Dumnezeu ne va ajuta după sărbători, după săptămâna luminată, poate chiar în timpul săptămânii luminate să vedem, vom vorbi despre aceste trei pilde care sunt importante pentru
noi, pentru mântuirea noastră, pentru a înțelege scopul fiecăruia viața de azi și de zi cu zi. Apoi Mântuitorul vă da seama că a durat până a răspuns, până a spus pilde, până a spus cele trei pilde, a răspuns acestor trei provocări, irodieni, saducei și farisei, era necăjit. Noi am spune, poate și dumneavoastră sunteți de acord, sper că nu greșesc, numește Domnul, poate chiar scârbit de el știind ce misiune avea pentru noi, pentru omenire, și văzând omenirea, cum îl trata și cum îl ispitea. Și atunci se întoarce cu ucenicii din nou către Muntele Măslinilor, care era partea de sus a grădinii Ghețimani. Iar Mântuitorul, trecând din nou peste pârâul cedrilor, mergând și urcând spre Muntele Măslinilor, care v-am spus și repet, este partea de sus a grădinii Ghețimani, acolo privind spre Ierusalim și văzând frumusețea zidurilor și a templului, Mântuitorul le zice atât de adânc și o profeție care apoi se va împlini: venivor zile când nu va mai rămâne din cetatea aceasta piatră pe piatră, toate se vor risipi. Teribil ceea ce a anunțat Mântuitorul, știți, sau poate unii nu, în anul 70 a căzut Ierusalimul și a fost distrus templul, și v-am mai spus, când a fost în pelerinaj împreună cu dumneavoastră, mult mai multe lucruri la fața locului. Ziceți unii, un minut, dacă tot până întrebați, dacă au fost răscoalele acestei iudaice între anii 67 și 70 și armatele romane sub Vespasian, bine, și apoi fiul lui Titus, au desfințat statul iudaic și au distrus și Ierusalimul și templul până la temelie, și un milion, v-am spus, am citit două cărți despre cucerirea Ierusalimului, peste un milion de evrei au fost omorâți prin sabie și peste 100.000 de evrei au fost luați în robie, au fost făcuți sclavi. Deci, iată că apoi, ulterior, în istoria omenirii, pe locul unde cu sute de ani înainte s-a înălțat templul lui Solomon, acum și ziua de astăzi, din anul, dacă nu mă înșel, sfârșitul secolului al VII-lea, străluiește, este acolo o moschee. Acestea câteva despre ziua de marți, marțea cea mare. Continuăm cu pași repezi și vom vorbi despre ziua de miercuri, miercurea mare. Și v-am spus aseară în mesajul pe care vi l-am transmis și care a ajuns în multe case, că se face pomenirea femeii celei păcătoase, care a uns cu mir pe Domnul la câteva zile, la două zile și jumătate, de patima mântuitoare a Domnului. Atunci când femeia păcătoasă, care nu era păcătoasă în momentul când a turnat mir, în momentul când a turnat mir, era o femeie păcătoasă, dar iertată, pocăită, cu care avea părere de rău, îi toarnă mirul acesta și în acel moment Iuda, Iscarioteanul, uneltea și el să-l vândă pe Mântuitorul cu 30 de arginți. E teribil lucrul acesta. În timp ce o femeie păcătoasă a
văzut lumina, l-a văzut pe Hristos, acesta vom auzi apoi cuvintele prin care iartă păcatele, în acel moment ucenicul cel mai apropiat, adică cel mai apropiat, cel mai, zic eu, cel mai inteligent din punct de vedere a pregătirii rabinice, Iuda a început să uneltească și să-l vândă pe Mântuitorul cu 30 de arginți. Ce învățăm din ziua aceasta de miercuri, miercurea cea mare? Sigur, nu avem ce învăța de la Iuda, care l-a trădat pe Mântuitorul, și noi avem această datorie atunci când avem un gând care ne trece prin minte sau când inimă coboară câteodată, să avem acest curaj, să avem tăria aceasta de a merge și a ne spovedi gândurile care poate, iată la ce pot duce acest gând de pierzanie. De fapt, Iuda ar fi vrut să se întocmească, vedeți în icoana aceasta pe care noi am pictat-o în biserică, atât de frumoasă, este tocmeala aceasta prin care Iuda cade de acord, e de acord să primească 30 de arginți pentru ca Iisus să vină să vorbească cu mai mari templului. Nu și-a dat seama Iuda de planul acesta pe care fariseii și saducheii și rodienii și apoi romanii l-au pus împotriva Domnului. Și vă amintiți și ne amintim și repet că Iosif, frumosul patriarh al Vechiului Testament pe care noi urmează să-l pictăm în noua biserică pe care unii o cunoaște deja, iată cum Iosif a fost vândut pe 30 de arginți și Iuda se tocmește cu bătrânii templului ca să-l vândă. Deci noi nu reținem lucrul acesta, ci doar pocăința și îndreptarea acelei femei păcătoase, care era într-o stare, ce cuvânt să folosim, deplorabilă probabil, dar nu și-a pierdut nădejdea în Dumnezeu. E teribil să fii în păcatele cele mai mari și chiar atunci tu să ai curajul de a intra într-o casă unde erau mulți oameni, unde era învățătorul Domnul Iisus Hristos și se ceară iertare. Și știm apoi ce a făcut Mântuitorul și cum i-a iertat păcatele cele multe, pentru că mult a iubit. Semnificația acestei zile e miercuri, miercurea cea mare. Această zi de miercuri Mântuitorul o petrece mai mult în Betania și o zi înainte ați văzut cum Mântuitorul prorocește despre soarta Ierusalimului, cum vor veni zile când nu va mai fi piatră pe piatră și toate acestea se vor risipi. Și în acest timp, în paralel, se adună Sinedriul, adică sfatul, în casa lui arhiereului Caiafa și se hotărăsc ei să prindă și să-l ucidă pe Iisus, imediat după sărbătoarea pascală, tocmai pentru a nu face tulburare în popor în timpul acestor zile, pentru că era mult popor, poporul iubea, poporul era cel care îl susținea, iar fariseilor, cărturarilor, aducheilor, tuturor, le era frică de mulțime, să nu-și pornească masele împotriva lor, adică populația, și atunci au pus ei la cale cum să îl prindă pe Iisus și l-au găsit pe Iuda, cel care vine, se oferă să îi ajute la prinderea lui Iisus și apoi le și spune locul unde Iisus se afla, în schimbul
celor 30 de arginți. Erau foarte mulți bani, acești 30 de arginți pe, în acea vreme, și farisei aceștia de la cărturari nu ar fi reușit să-l găsească, să-l prindă pe Iisus, dacă nu ar fi fost cineva din grupul acesta al apostolilor ca să-l prindă noaptea, nu în timpul zilei când Mântuitorul vorbea în templu. Era această sumă de 30 de arginți era și prețul de răscumpărare a unui sclav din robia stăpânului. Deci când l-au văzut pe Iuda că se tocmește, toți s-au bucurat Sinedriul de propunerea lui Iuda și au pus acest plan la cale de a-l prinde pe Mântuitorul. Aceasta ziua de luni și denia din seara aceasta, miercuri spre joi, e foarte frumoasă. Cântările acestea spun, vorbesc foarte mult despre Iuda, care a fost apropiat ucenic al Mântuitorului, dar prin fapta sa s-a depărtat cu totul de împărăție. Ar trebui să vorbim mult despre cântările acestea pe care le întâlnim la denile acestea și imediat deci trecem la ziua de joi. Am vorbit un pic de denia de miercuri seara spre joi, denia de joi, și vorbim despre cele patru evenimente importante din viața și din această zi. O să vă punem pe ecranele dumneavoastră și ceea ce vă vom trimite, cele patru evenimente cu spălarea picioarelor, cina cea de taină prin care îi se încredințează ucenicilor sfânta taină împărtășanii cu trupul și sângele Domnului, apoi rugăciunea mai presus de fire din grădina Ghețimani, când Domnul transpiră cu sânge. Iar apoi al patrulea moment din această zi, joia cea mare, este trădarea și vânzarea lui Iuda. Sper că mulți dintre dumneavoastră ați reușit să vedeți aceste icoane, să vă închinați în biserică, de câte ori ați reușit să intrați în noua biserică pe care ați construit-o, am construit-o împreună. Și în ziua aceasta, joia cea mare, se pune și dimineață noi la biserică să vârșim liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care noi o săvârșim de 10 ori pe an. O mai săvârșim și în sâmbăta dimineața, sâmbăta mare. Iar apoi, în joia mare, noi săvârșim și denia celor 12 Evanghelii, care este atât de importantă și atât de frumoasă, pentru că ne relatează în cele 12 Evanghelii pe scurt, atât cât se poate, în 3-4 ore, momentele cele mai importante din aceste zile. Deci iată că vorbim despre ziua de joi, Mântuitorul fiind în Betania, Domnul, adică Învățătorul, le pregătise ucenicilor ca să petreacă Paștele. Noi când vorbim despre Paști, noi creștini ortodoxi, vorbim de
de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, adică trecerea de la moarte la viață, ridicarea omului din păcat către împăcarea omului și ridicarea din păcat la lumină. Hristos este soarele nostru, soarele dreptății, cum îl numim într-o parul nașterii. Deci iată că Paștile creștin este ceva, iar Paștile evreiești cu totul altceva. Evreii sărbătoreau Paștile și prin acest moment cel mai important din viața unui evreu, ei sărbătoreau ieșirea din robia Egiptului. Și știm cât i-a pedepsit Dumnezeu pe egipteni prin gura lui Moise și a lui Aron, cum i-a dat cele 9 plăgi, adică pedepse, iar cea de-a 10-a pedeapsă a fost omorârea celui din tâi născut de parte bărbătească și după aceea faraon îi lasă pe evrei să se întoarcă în îi lasă să se întoarcă în pământul, să iasă din robie, dar trecând ei prin, apropiindu-se de Marea Roșie, evreii se sperie și evreii încep să cârtească, să nu le convină și atunci Dumnezeu face o altă minune cu evrei, după ce cu o seară înainte a trecut îngerul Domnului ca să pedepsească pe egipteni cu moartea celui din tâi născut, iar la casele evreiești care își unseră tocurile ușilor cu sângele iedului sau mielului pe care l-au jertfit, acolo nu a venit îngerul ca să pedepsească, să ducă pedeapsa aceasta cu moartea celui din tâi născut. Și atunci și evreii au mâncat Paștele în acea noapte. Evreii în acea noapte au jertfit mielul pe care ne spune, dacă citiți și vă rog să ieșiți din cartea ieșirii, vedeți acolo ce frumos spune că evreii au mâncat Paștele și n-au lăsat nimic, iar oasele le-au ars. Și apoi s-a ridicat Moise și Aron și au mers spre Marea Roșie, trebuiau să, ca să iasă din Egipt, trebuiau să treacă prin Marea Roșie și atunci acolo Dumnezeu le face o altă minune, pentru că Marea Roșie se deschide, iar evreii trec ca pe uscat. Așa ne spune și vă rog și să vă amintiți de aceste cuvinte peste 3 zile, când vom sărbători noi Paștele pe Hristos, învierea Domnului, să vedeți ce frumos se vorbește despre Paștele noastre, care nu putem noi compara. Ne spunem Paștele evreiești și Paștele creștinilor, dar nu există comparație, pentru că la evrei Paștele, și până în ziua de astăzi și ne respectăm lucrul acesta și ne amintim și iată, vorbim de 10 minute despre asta, Paștele evreiești până astăzi simbolizează și arată momentul acela al ieșirii din robia Egiptului. Iar pentru noi, Paștele creștin este ridicarea și ieșirea omului din moarte la viață. De aceea, când vorbim despre Paștile noastre, noi vorbim despre învierea Domnului, noi vorbim despre ridicarea omului din moarte la viață. Așa pe scurt, vom mai vorbi zilele următoare despre aceasta. Deci iată cum Domnul le pregătește ucenicilor Paștile, adică ceea ce v-am spus, Paștile evreiești, da? Adică îi comemorau ieșirea din robia Egiptului. Însă, fără ca să știe,
apostolii nu au fost la curent cu lucrul acesta. Și aranjează Mântuitorul, Domnul, ca să mănânce Paștele în casa Mariei. Maria era mama lui Marcu, viitorul evanghelist Marcu. Marcu era un ucenic al Domnului, din cei 70 de ucenici. Era în grupul celor 12 apostoli și apoi erau cei 70 de ucenici. Și locul acesta pe care noi l-am vizitat, locul cinei cele de taină, știți că este pe muntele Sion. Da? Deci, spre seară sunt trimiși doi apostoli care află totul pregătit acolo. Și știm relatările din Sfânta Evanghelie, înaintea cinei, așa cum era tradiția, Iisus spală picioarele ucenicilor în semn de adâncă smerenie. Nu era vorba despre o spălare pentru că ei ar fi fost murdari, că n-au făcut duș și că miroseau, nu. Ci era vorba despre smerenie aceasta, semn de adâncă smerenie pe care Hristos o arată. Am vorbit puțin despre cei 30 de arginți care era plata pentru a scoate un sclav din robie. Dar să nu uitați că spălarea aceasta a picioarelor la evrei, doar slugile erau cei care făceau acest gest. Stăpânii caselor erau cei care primeau această spălare a picioarelor. Și noi am dorit împreună cu Ioan Popa să reprezentăm acest lucru în mod deosebit, să fie vizibil de toți creștinii care intră în biserică. Deci spălarea aceasta a picioarelor nu era treaba, am putea noi spune, a Mântuitorului, că era o treabă de slugă, nu de stăpân. Dar imediat vorbim și despre ceea ce prevestește această spălare și de lepădarea lui Petru. Pentru că în Sfintele Evanghelii citim cum Petru nu dorește să se lase spălat pe picioare de învățătorul. V-am mai spus și repet lucrul acesta. Cu câteva zile înainte, Mântuitorul îi întreabă pe apostol, după ce fiecare se bucură că sunt alături de învățătorul, cine zic oamenii că sunt eu? Îi întreabă Mântuitorul. Și fiecare spune, unii zic că ești Ioan, unii că ești Ilie. Și atunci Mântuitorul întreabă, dar voi cine ziceți că sunt eu? Iar Petru răspunde, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Teribil acest cuvânt, teribil de important, extrem de important, pentru că Petru mărturisea în numele apostolilor, iar Hristos, Domnul, îi răspunde lui Petru, Petru, ce cuvânt bun ai spus, adevărat zic ție, pe această piatră voi zidi biserica mea. Iată ce frumos vorbește Mântuitorul despre întemeierea bisericii. Deci, piatra pe care s-a zidit biserica este această mărturisire că Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și este viu și astăzi în inimile noastre celor care îl căutăm și ne spovedim și ne împărtășim cu trupul viu și cu sângele viu al Domnului nostru Iisus Hristos. O scurtă paranteză, noi nu comemorăm aceste evenimente, ci noi le trăim din plin. Iar pentru noi, acest eveniment al spălării picioarelor, de fapt ne pune și pe noi să ne slujim unii pe alții. Cât de bine și de frumos este să fie frați împreună, ne spune psalmistul, dar cât de bine este să ne slujim unii pe alții. Ne învață Mântuitorul apoi că cel care vrea să fie mai mare între voi, acela să fie slujitorul celorlalți.
Iar Petru apoi, după ce cu câteva zile îi spune: Mântuitorule, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, iar Mântuitorul îi spune: pe această piatră, pe această credință pe care Tu o mărturisești de la Dumnezeu, pe această credință voi zidi biserica, iată ce îi răspunde Petru Mântuitorului: Doamne, eu nu vreau ca Tu să-mi spui mie picioarele, în via nu Te las. Vezi cum zice Petru. Și Mântuitorul îl atenționează și îi spune: dacă nu-ți voi spăla picioarele, nu vei avea parte de mine. Greu cuvânt, pentru că apostolii iubeau pe învățătorul. Apostolii erau impresionați de învățător. Apostolii erau marcați de gesturile pline de dragoste și de simplitate pe care le arăta în fiecare zi. Și Petru atunci, auzind pe Mântuitor, spune: Doamne, nu doar picioarele, ci întreg trupul meu să-l sper, ca să am parte de Tine, am putea noi adăuga. Dar Mântuitorul le spune că nu este vorba despre o spălare fizică, ci este vorba despre acest gest de smerenie adâncă pe care trebuie fiecare să-l arate fratelui lui. Apoi vom citi mâine seară cele 12 evanghelii și vom auzi cum Iuda se leapădă, cum Iuda iese de la cina cea de taină și acolo, la cina cea de taină, Mântuitorul întemeiază, pune bazele Sfintei Împărtășanii, sau zicem noi, a Sfintei Cuminecături, zic eu așa, pentru că vă aud de multe ori pe dumneavoastră: Părinte, doriți să ne spovedim și să ne cuminecăm. Da, aceasta este taina Împărtășanii, când noi trăim cea mai mare minune în fiecare zi, când primim această sfântă taină a Împărtășanii. Este cea mai mare minune pe care noi o putem vedea și o putem trăi și cu ochii noștri și cu inimile noastre și cu trupurile noastre. Vedeți câte evenimente minunate se întâmplă în lumea aceasta. Pe de o parte se întâmplă încercări și boli și necazuri, dar pe de altă parte minunile acestea pe care noi nu le vedem cu ochii noștri, nu le vedem cu ochii sufletului nostru. Și minunea minunilor este sfânta taina Împărtășanii. Întreba cineva: Părinte, dar de ce noi repetăm întotdeauna aceleași cuvinte și parcă e cumva plictisitor să auzim la Sfânta Liturghie același lucru? Și vorbind apoi peste ani și ani cu acea persoană care este un bun creștin și astăzi, mi-a mărturisit că a înțeles că Sfânta Liturghie ea nu se repetă. Ea este cu totul alta. Noi spunem aceleași cuvinte, noi facem aceleași gesturi, este aceeași mișcare ca la un dans euharistic, dar noi nu facem, știți, ca o înregistrare. Și la fiecare liturghie sau timpul săptămânii sau duminica apăsăm pe buton, nu, ci se întâmplă la fiecare liturghie o nouă minune și aceeași minune și cea mai mare minune a Împărtășanii, adică reschimbării trupului și sângelui, a pâinii și a vinului, în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Iar Mântuitorul, și noi spunem aceasta la liturghia Sfântului Vasile, spunem cu cuvintele Mântuitorului: aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Adică ce? Mântuitorul a luat pâine la cina cea de taină, a luat cupa în care era vin și apoi le-a dat apostolilor și a spus: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi,
spre iertarea păcatelor. Iar apoi a spus, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și apoi dă fiecărui apostol, trupul și sângele lui. E minunea minunilor, iar noi putem la fiecare liturghie la care participăm să gustăm din trupul și sângele lui, să ne împărtășim cu trupul și sângele lui. Și eu zic și insist și să nu vă supărați pe mine, dar prea multe reguli s-au pus și bariere ca noi să nu ne putem împărtăși. Nu vorbim de barierele acestea pe care le auzim acum de o lună sau două cu ocazia acestor boli și a virusului acesta COVID și așa mai departe, ci vorbesc despre toate regulile pe care noi le-am pus femeilor, bărbaților și putem vorbi despre regulile acestea. Dacă vreți cu altă ocazie, mă întrebați și vorbim cu mare drag. Chiar aș vrea să vorbim despre toate acestea pe care noi nu putem să mergem să ne spovedim că nu am postit, nu putem să mergem să ne împărtășim că nu am postit și acum eu m-am hotărât să mă spovedesc, dar nu mă primește nimeni, trebuie să postez 3 zile sau o săptămână și așa mai departe. Și despre lucrul acesta aș vrea să vorbim cu altă ocazie. Oare Mântuitorul cum i-a primit pe toți apostolii? I-a primit pe fiecare cum era. Vedeți acolo Andrei cât era de bătrân și Petru, ce ardoare și ce credință avea, și Ioan cât de mult îl iubea, și Matei și așa mai departe, și fiecare ce credință puternică avea și cât de mult îl iubeau toți pe Învățătorul. Cred că ar fi cazul și noi să-l iubim cel puțin ca și apostolii pe Învățătorul. Apostolii au trăit 3 ani și jumătate cu Învățătorul și m-aș bucura să rețineți că, uite, Dumnezeu îmi dă acest gând și acest cuvânt din seara aceasta și îi mulțumesc. Dar să nu uitați că apostolii au trăit 3 ani și jumătate cu Învățătorul și l-au iubit atât de mult. Știm mai apoi că după înviere, că după înălțarea la cer, după pogorârea Sfântului Duh, după ce se întemeiază biserica, și ați văzut că am scris, este cel mai mare dar pe care Hristos ne-l face pentru noi oamenii, dându-și viața pentru păcatele noastre, este biserica. Deci, dacă, repet, apostolii l-au cunoscut 3 ani și jumătate, noi îl cunoaștem unii de 20 de ani, noi îl cunoaștem unii de 40 de ani, noi îl cunoaștem unii de 70 de ani. Cât de mult l-au iubit apostolii pe Învățătorul în 3 ani și jumătate și cât, și acum e o întrebare care e adresată fiecăruia în mod personal, cât îl iubim noi după ce îl cunoaștem pe Hristos timp de 50 de ani sau de 30 de ani, de când primim tainele bisericii și botezul și mirungerea și împărtășania. Deci iată ce poruncă dă Mântuitorul apoi oamenilor, apostolilor, dar și nouă oamenilor. Aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Ce? Ce să faceți? Adică liturghia, să dați trupul meu și sângele meu, preț de răscumpărare. Și apoi vă rog să citiți, e o cuvântare foarte frumoasă pe care ne-o relatează evangheliștii, să citiți din Sfânta Scriptură, un cuvânt de învățătură, dar și de îmbărbătare, să nu le fie frică la cele ce vor urma. Apoi le spune apostolilor că peste câteva ore se vor despărți și că va fi dat în mâinile celor care vor să-l piardă, celor care vor să-l ucidă și că apoi aceștia îl vor da la moarte. Aceste cuvinte pe care apostolii le mai auziseră până atunci, pentru că Mântuitorul a prevestit de mai multe ori că Fiul omului va fi dat în mâinile fariseilor și a cărturarilor care, după ce îl vor prinde, îl vor ucide, iar apoi a treia zi va învia. Apoi ni se relatează cum Domnul se roagă
lui Dumnezeu, pentru El, pentru că să nu uitați, Mântuitorul Iisus Hristos a fost om adevărat în afară de păcat. Adică nu a săvârșit păcat, dar a fost om ca și noi și Dumnezeu adevărat. Apoi se roagă pentru apostoli, pentru fiecare, mai ales că îi spune lui Iuda că nu va cânta cocoșul și de trei ori se va lepăda și, bineînțeles, pentru întreaga omenire, pentru că era momentul culminant al lepădării oamenilor de Dumnezeu. Să nu uitați acest lucru. Momentul acesta al rugăciunii Mântuitorului în grădina Ghețimanii, ca fel și v-am mai spus și în pelerinajele noastre, este momentul culminant al rătăcirii oamenilor, al îndepărtării oamenilor de Dumnezeu. Deci după aceea, după acest eveniment deosebit de important pentru noi creștinii, cine cele de taină și subliniez, noi nu comemorăm, cum fac protestanții sau alții, ne amintim de cina cea de taină, ci noi săvârșim în fiecare duminică și sărbătoare și când facem săvârșim Sfânta Liturghie, această prefacere, pâinea și vinul pe care dumneavoastră le aduceți la biserică, devin trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și continuăm relatările din această zi, Joia Mare, din locul acesta al cinei, cele de taină care s-a petrecut în casa Mariei, care era mama lui Marcu, viitorul evanghelist Marcu, se îndreaptă din nou spre Muntele Măslinilor. Deci, vedeți, și nu era foarte aproape, cei care ați fost cu mine în pelerinaje, repet, facem cam o oră și jumătate pe jos dintr-o, de la locul cinei cele de taină până la Muntele Măslinilor, unde se retrăsese până atunci Mântuitorul și își alege Domnul în acea noapte grădina Ghețimanii. Apostolii îl urmează, bineînțeles, Domnul le vorbește pentru ultima oară, înainte de patim, le spune că bobul de grâu, dacă nu va muri, singur va rămâne. Iar dacă bobul de grâu moare, aduce multă roadă. Și vorbea aici despre jertfa pe care el o va aduce, dându-și viața pe cruce pentru noi. Adică bobul era Mântuitorul, care dacă ar fi rămas în lume, nu ar fi adus roade decât pentru cei din perioada respectivă, dar pentru că a murit, pentru că a fost îngropat, dar pentru că apoi a înviat în toată slava sa cea dumnezeiască, aduce multă roadă. Și noi știm care sunt roadele învierii. Apoi le spune că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat nu ca să petreacă 3 ani și jumătate pe pământ, timp în care a făcut minuni fără număr, ci s-a întrupat ca să-și dea viața spre și pentru mântuirea lumii. Apoi știm acea frumoasă rugăciune care zice Părinte, Doamne, în care apare acea ispită puternică asupra Mântuitorului, se roagă cu lacrimi fierbinți, cu șiroaie, cu transpirația lui, era sânge și cad pe pământ, udă pământul și acolo un înger îi apare și îl întărește în acele clipe importante, dar aș vrea să deschid o scurtă paranteză, dacă mai aveți răbdare. Vă amintiți pe muntele ispitirii, în momentul în care Mântuitorul își începe activitatea sa pământească, după ce trecuse prin râul Iordan și se întâlnise cu Ioan, primise pe cei doi apostoli, dar apoi îi trimite la casele lor, intrând în muntele ispitirii, acolo primește cele 3 ispitiri. Și apoi ne relatează Sfântul Apostol și Evanghelist Matei că diavolul care îl ispitise l-a lăsat până la o vreme. Adică nu l-a mai ispitit.
Pentru că diavolul nu știa că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Se gândea că e un proroc, un profet. Ați văzut că atunci când era diavolul intrat în unii copii, crea, de ce mă chinuiești Fiul lui David? Și așa mai departe. Deci iată că ne relatează Evanghelistul Matei că diavolul l-a lăsat pe Mântuitorul până la o vreme. Așa scrie acolo. Iar acea vreme este noaptea aceasta din grădina Ghețimanii, când Mântuitorul simte această ispită de la diavol ca să nu-l lase, să nu-l lase să se roage. Știm apoi că grădina fiind conjurată, se deschide poarta, acolo intră mulțime multă de ostași, de oameni cu făclii aprinse. Iuda este cel care a pus semn pe cel pe care voi îmbrățișa, îl voi săruta, acela este învățătorul. Fiind noapte, nu aveau cum să-și dea seama ceilalți ostași care dintre oamenii aflați în grădina Ghețimanii este învățătorul, este Iisus Hristos. Și Iuda a dat semn acest sărut. Mântuitorul îi spune lui Iuda, cu sărutare vinzi pe Fiul omului. Iar apoi oamenilor care erau cu Iuda le spune, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii. În toate zilele eu am fost cu voi în templu și nu v-ați atins de mine. Adică nu v-ați ridicat mâinile împotriva mea, asupra mea. Deci, iată ce cuvinte aspre. În acel moment Petru se sperie împreună cu apostolii, unii îl părăsesc pe Mântuitorul, Petru scoate sabia și taie urechea lui Magnus și Mântuitorul îi spune, Petre, oare tu nu crezi că eu aș putea să spun să vină toate oștirile cerești și să se lupte pentru mine, să mă apere? Dar nu este nevoie și spune cel ce scoate sabia de sabie va fieri. Și atunci îl vindecă în ochii și în fața tuturor îl vindecă pe acel ostaș care era acolo, îi vindecă urechea pe care o tăiase Petru. Și Petru se sperie și Mântuitorul este prins și noaptea este dus la arhiereul Caiafa. Nu mai avem foarte mult timp, probabil în anii următori sau într-o seară de meditație, dacă îmi propuneți dumneavoastră, să vorbim despre procesul Mântuitorului, care a fost un proces injust, un proces fals. Orice judecată la evrei se făcea ziua. Trebuiau să fie aduse probe și pentru și contra celui care era acuzat. Era o perioadă de a judeca în care se adunau, și se strângeau mărturiile și se delibera. Iar în cazul Mântuitorului, iată, l-au prins noaptea și în acea noapte i-au și făcut procesul. Era ceva interzis de legea și de sinedriu. Și iată că ei tocmai lucrul acesta îl fac în ascuns, în taină. Nu se putea face un proces în taină la evrei, să știți lucrul acesta. Iată că Mântuitorul înscenează acest proces, este dus la Ana, apoi la Caiafa, care era arhiereul anului aceluia, și în timpul procesului Petru era în apropiere, vedea pe Mântuitorul că era legat, era dus în fața fariseilor, în fața erau acolo, bineînțeles, și Iosif din Arimatea și Nicodim, care erau, ne spune Sfânta Scriptură, erau ucenici înascuns ai Domnului și în acest timp Petru se leapădă. În acest timp Petru este întrebat de trei ori, ne relatează Evanghelia în mod deosebit, cum Petru, prin graiul lui, vă vorbeam despre aceasta, că ei erau galileeni,
erau din Galileea și nu, de aceea nu puteau ei locui în cetatea Ierusalimului de câte ori veneau la Ierusalim, dar în momentul în care a început să vorbească Petru, graiul l-a vădit și era Petru speriat. A văzut ce i s-a întâmplat Mântuitorului, a văzut pe ceilalți ucenici că s-au depărtat de Mântuitorul și a rămas doar el și s-a speriat și el a spus că nu-l cunoaște pe învățător, el nu știe, niciodată nu l-a văzut, deși graiul era îl dădea în viliag, cum spunem noi. Deci iată cum apoi Sinedriu, adunarea, îl condamnă pe Mântuitorul, dar pentru a condamna pe cineva la moarte era nevoie de o aprobare, era nevoie ca stăpânirea romană să fie de acord. Și apoi, bineînțeles, vorbim despre denile de joi seara, cu citirea Evanghelilor și apoi începe ziua de vineri, în care noi știm și de aceea noi, miercurea și vinerea, postim. Și vă rog să rețineți lucrul acesta, pentru că nu e o poveste a posti miercuri și vineri. Postim miercurea și vinerea, miercurea pentru că Iuda l-a vândut pe învățătorul și s-a tocmit cu iudeii pe 30 de arginți, iar vinerea pentru că Mântuitorul a fost răstignit pe cruce. Da? Deci drumul crucii atât de cunoscut și pe care unii îl fac, însă aceasta este o influență catolică și nu vorbim despre drumul crucii în Biserica Ortodoxă, mai ales că știm despre drumul crucii așa cum îl fac unii, cu acele opriri, foarte multe opriri, ca să marcheze locul pe unde a trecut Iisus. Noi știm și știți și v-am spus că de la Ponț Pilat, unde a fost de la locul pardosit cu pietre, vom vorbi despre aceasta, Mântuitorul este dus în grabă ca să fie răstignit, pentru că nu mai aveau timp. Mai ales că unde se afla palatul lui Pilat, adică era lui Irod palatul, dar venea acolo Pilat ca să locuiască atunci când era în apropierea Ierusalimului și era în partea opusă a cetății, în partea opusă de unde începe la catolici calea crucii, astăzi la Ierusalim. Dar v-am mai spus despre asta și cu alte ocazii. Deci iată că am ajuns la Vinerea Mare, pentru noi este peste 24 de ore și atunci noi prăznim Sfintele Patime ale Mântuitorului. Sfintele Patime ale Dumnezeului nostru, a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, îi spune Sfinte Patime, nu doar acolo o flagelare, ci noi amintim acolo și auziți despre scuipări, loviri, palme, insulte, bajocuri, biciuiri. O să vorbim acolo despre oțet, despre piroane, toate lucrurile acestea pe care Mântuitorul le-a suferit de bună voie. Nu a fost obligat. Deci aici e marele, dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și ați văzut că am vorbit și despre Avram, care primește poruncă să-l jertfească pe Isaac și vedem cum Dumnezeu nu doar că se oprește, ci Dumnezeu își continuă jertfa și
și Hristos Domnul, Fiul Tatălui, născut din veci din Tatăl, om adevărat și Dumnezeu adevărat, primește aceste patimi de bună voie, nu este obligat, nu primește aceste patimi și vă îndemnăm mâine, dacă aveți timp, dacă nu aveți în casele dumneavoastră o cruce, să vă faceți o cruce, chiar așa făcută de mână, artizanală, pentru că mâine la denia celor 12 evanghelii, la 6 evanghelii vom scoate crucea pe care dumneavoastră apoi vă rog să o țineți în casă la locul de rugăciune până în ziua următoare când vom scoate epitaful pe care din nou dumneavoastră am văzut și vă sunt recunoscător că l-ați pregătit pentru că ați făcut din casele dumneavoastră biserici. E bine că nu au fost camere pe mine zilele acestea, decât de acolo de sus, dar mi-a plâns inima când am văzut câte biserici s-au deschis, închizându-se, probabil în zona pariziană, eu știu, 10-12 biserici, și totuși s-au deschis sute de biserici în casele dumneavoastră, confecționându-vă și făcând Sfântul Epitaf cu icoana pe care unii v-ați imprimat-o. Deci nu fiți supărați, cei care n-ați imprimat-o și o aveți pe telefon, să nu fiți supărați, ci o puneți acolo în fața dumneavoastră. E un lucru deosebit că puteți face lucrul acesta să vă închinați. Deci, iată câteva lucruri importante pe care am dorit să vi le spun despre săptămâna aceasta, săptămâna patimilor, care culminează cu răstignirea Domnului. Nu oricum, ci între doi tâlhari, și v-am mai spus, această răstignire a fost tocmai pentru a atrage atenția celor care erau trecători prin Ierusalim și nu rămân foarte mult pe aceste detalii pe care noi o să le dezvoltăm mâine și poi mâine, însă reținem faptul că cel din dreapta, tâlharul din dreapta, și-a recunoscut vina, a spus, noi pe drept suntem aici, dar acest drept nimic rău nu a făcut nimănui. Și a spus Mântuitorului, Doamne, te rog, azi să mă iei și pe mine cu tine în împărăția ta. Și pomenește-mă, Doamne, în împărăția ta. Deci, teribil acest cuvânt pe care noi îl spunem, Doamne, te rog, pomenește-mă, și noi ne pomenim unii pe alții la liturghie și în rugăciuni. Și această pomenire urcă până la Dumnezeu, că rugăciunea e foarte puternică, v-am spus. Virusul acesta poate contamina mulți oameni, dar rugăciunile noastre pot contamina, în ghilimele spun, cu mult mai mulți oameni. Și Mântuitorul îi răspunde acestui tâlhar, astăzi vei fi cu mine în rai. La poalele crucii era acolo o femeie, era Maica Domnului, prin inima căreia a trecut o sabie, văzându-și fiul răstignit pe cruce. Iisus, bineînțeles că suferise un complot și un proces nedrept, este prezentat, vă spun pe scurt, prezentat în fața lui Pontiu Pilat și este învinovățit că s-a numit pe el regele iudeilor. Nu-i puteau găsi nicio vină. Și au scris, el a spus că este împăratul evreilor, regele evreilor. Și s-a speriat Pontiu Pilat. A spus că el nu găsește nicio vină dreptului acesteia. Dar preoții, cărturarii și fariseii ar cerut insistent ca să-l piardă pe Iisus. Și noi știm din Sfânta Scriptură că acolo în pretoriu ustașii lui Pilat l-au batjocorit pe Iisus. Și aici de aceea noi postim vinerea, pentru suferințele și pentru moartea pe care Hristos Domnul și-a dat-o
și-a dat viața pentru fiecare dintre noi, nu doar atunci, ci de fiecare dată își dă viața atunci când noi ne spovedim și prin sângele Său cel Sfânt ne spală fiecăruia păcatele. Este bătut cu bici, cu suferă, pielea oasului curg sânge, este batjocorit, pe cap i-au pus o culună de spini ca să agraveze această durere și stare în care se afla. I-au pus și o cruce de lemn pe care el este silit să o ducă și avem această icoană a purtării crucii, avem această icoană a purtării crucii la noi în biserică și drumul acesta spre Golgota este foarte lung și greu, dar nu este așa cum spun catolicii sau alții, ci istoricii au descoperit adevăratul drum al crucii care este mult mai scurt decât cel pe care mi-l prezintă din punct de vedere turistic sau religios, probabil catolicii. El cade sub povara crucii și apoi pe cruce, v-am spus, este Maica Domnului la poalele crucii, care plângea împreună cu femeile mironosițe, plângea împreună cu Ioan și îi spune lui Ioan, iată mama ta. Și prin lucrul acesta vă încredințez și vă spun să fim siguri că noi suntem copiii Maicii Domnului. Pentru că îi spune lui Ioan, iată mama ta, iar apoi Mariei, Picioare Mariei, Maicii Domnului spune, iată fiul tău. Și atunci Maica Domnului devine pentru noi mama noastră și noi devenim pentru ea fiii ei. Trecem lucrul acesta, poate mai nu-l băgăm în seamă și nu suntem atât de atenți. Ne marchează acest eveniment, dar să reținem că acolo când era în suferință, suferința aceasta omenească, fizică, când era slăbit, după ce fusese batjocorit pe cruce și după ce i-au pus o culună de spini, după ce îi spune lui Ioan, iată mama ta, și Mariei îi spune, iată fiul tău, de fapt ne spune nouă, celor care trăim peste sute de ani și peste mii de ani, iată oamenilor mama ta, iată copiilor pe mama voastră, care este mama noastră, cine este pentru noi maica noastră, este Maica Domnului. Ai cui copii suntem noi? Ai Maicii Domnului, iar noi când avem un necaz sau o durere, ne adresăm Maicii Domnului cu lacrimi în ochi, pentru că Maica Domnului pentru noi a plâns când era pe altar, pe cruce, Mântuitorul răstignit. Deci iată că atunci când la templu se junghea mielul pascal, Mântuitorul este pus pe cruce și își dă Duhul în mâinile Tatălui Ceresc și spune, Tată, în mâinile tale îmi dau Duhul. Și spunând, iată toate, s-au săvârșit, spune cu aceste cuvinte, săvârșitul s-a. Și apoi, ca tapeteasma, templului se rupe în două. Să nu uitați însă acest cuvânt din Sfânta Scriptură pe care Iisus îl spune celor de la templu. Voi ați ridicat acest templu în mulți ani. Eu în trei zile, dacă voi îl dărâmați, eu îl voi ridica. Și vorbea aici Iisus Hristos despre moartea sa și despre învierea sa din morți. Acestea sunt lucrurile pe care eu am dorit să vi le pun la suflet în această seară binecuvântată de Dumnezeu și mulțumim Domnului că este cu noi în fiecare casă, prin icoanele și prin rugăciunile pe care le facem dumneavoastră și nădăjduim să petrecem și zilele care urmează, tot așa în rugăciune, căutând fiecare dintre noi
ceea ce Mântuitorul i-a învățat pe apostoli pe parcursul celor 3 ani și jumătate, iar noi unii avem 30 de ani, unii avem 60 de ani, să învățăm și noi ce este credința, ce este ascultarea, ce este dragostea, ce este smerenia, ce înseamnă a iubi până ați da viața pentru celălalt. Ce face o mamă sau un tată dacă copilul este bolnav și lipsește un rinic sau ceva, își dă viața pentru copilul lui. Cu atât mai mult Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața preț de răscumpărare pentru cei care cred și mărturisesc și pentru toți cei care așteaptă viața cea veșnică. Apoi vom vorbi zilele următoare și despre ziua de sâmbătă, noaptea, și despre ziua cea mare a învierii, săptămâna viitoare. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, Hristos în mijlocul nostru.